și bun venit la un nou clip pe canal. În clipul de astăzi vreau să vă povestesc și să vă spun cum am eu grijă de genele mele, pentru că cred că zilnic le dau cu rimel și cred că știți și voi, după ce folosiți foarte mult rimelul, sau cel puțin mie, după ce folosesc rimelul, simt așa că genele mele nu mai sunt destul de lungi, nu mai au la fel de mult volum, încep să cadă, încep să mă doară și pur și simplu parcă rimelul nu mai are efectul ăla pe care l-avea înainte, când mi le făcea foarte lungi. Și vreau să vă zic că mă demachez mereu, deci nu există zi în care să nu-mi dau jos rimelul de pe gene, însă și așa ale mele sunt vai de capul lor, sunt firave și simt în momentul în care folosesc rimelul că trebuie să fac ceva pentru ele. Și am mai folosit din comerț, tratamente, am încercat lucruri, dar parcă n-au dat rezultate și plus că erau destul de scumpe, așa că am căutat eu o altă alternativă. Și în momentul acela căutam și pentru păr, aveam nevoie și atunci era o perioadă cam nașpa pentru părul meu și căutam produse pentru păr. Și când mi-am început eu să caut uleiuri pentru păr, am descoperit și uleiul de ricin. Practic îl foloseam pentru păr să se întărească și să crească mai repede. Îmi dau seama că pot să folosesc uleiul de ricin și pentru genele mele. Și cam asta fac. Am fost la Plafar, am cerut ulei de ricin, am dat 8 lei pe el, este foarte ieftin, cantitatea este mare și o să vă explic imediat și cum îl folosesc. Tratamentul îl folosesc o dată pe lună și tratamentul ține așa. Primele 2 săptămâni de lună folosesc în fiecare seară uleiul de ricin, următoarele 2 săptămâni fac pauză și tot așa. Deci, practic, îl folosesc de 12 ori pe an, a câte 12 tratamente. Iar în fiecare seară, după ce mă demachez, după ce am tot ritualul meu făcut de seară, folosesc uleiul de ricin. Iau 2 bețișoare de ureche și bag fiecare bețișor în sticluță, iar mai apoi aplic cu bețișorul pe gene, pe lungime, dar ideea e că dau și pe rădăcină. Nu știu acum dacă ajută sau nu, eu zic că ajută, pentru că îi dau și la rădăcină ca să se întărească mai bine. Ideea este să folosiți tratamentul ăsta, că practic e un ulei care îl te dai pe gene, da, na. Ideea este să folosiți tratamentul, nu știu, cam după 3 luni o să vedeți diferența. Ideea e că trebuie să aveți răbdare, să-l folosiți, să nu uitați de el. Eu l-am mai uitat câteodată să-l mai folosesc, dar nu este un capăt de lume. Și în al doilea rând îmi place foarte mult acest ulei de ricin, pentru că poate dacă folosiți un rimel rezistent la apă, cu uleiul ăsta o să puteți să dați jos rimelul în totalitate. O să vedeți că bețișorul, după ce ați aplicat uleiul pe gene și la rădăcină, o să fie negru, pentru că el am luat și ultima picătură de rimel și acest lucru este foarte bun, pentru că e important să dați jos rimelul de pe gene și să nu dormiți cu el, pentru că astfel le-a ajutat să rămână și să devină și mai sănătoase. Nu trebuie să folosiți o cantitate foarte mare de ulei, pur și simplu luați bețișorul, o secundă băgați în sticluță, îl scoateți și atât. Nu este nevoie de o cantitate foarte mare, pentru că dacă aplicați o cantitate foarte mare, după o să fie ploapa foarte uleioasă și poate nu o să vă placă senzația respectivă, dar dacă pur și simplu băgați bețișorul și îl scoateți, o să fie de ajuns cât ca să aplicați și ca să nu vă deranjeze nici pe voi. Eu aplic acest ulei cam cu o oră înainte să mă culc, cu 2 ore. Depinde, voi puteți să-l aplicați și chiar cu 10 minute înainte să vă puneți la somn, pentru că oricum el acționează în timpul somnului. Găsiți ulei de ricin la Plafar, eu l-am păstrat de la Bioskin. Sunt sigură că toate uleiurile de ricin de la orice firmă e bun, adică nu trebuie neapărat să-l luați pe ăsta de la Bioskin. Iar acest ulei de ricin, cum v-am spus, eu l-am folosit și pentru păr. Adaug undeva la 2-3 picături în măștile pe care mi le fac pentru păr și mă ajută ca părul să nu mai fie fragil, să fie mai puternic și să crească mai repede. Și în momentul în care aveam probleme cu sprâncenele, foloseam uleiul de ricin și pentru chestia asta. Aplicam ulei de ricin pe sprâncene, la fel cum aplicam și pe gene, și acestea ușor în decursul unui an începeau să crească și să nu mai am boluri în sprâncene. Eu vă recomand uleiul de ricin să-l folosiți, să încercați să vedeți dacă vă place, pentru că rău n-are ce să vă facă, cu siguranță vor fi numai aspecte bune și, bineînțeles, poate la cineva o să aibă un efect mai mare, la cineva un efect mai mic, dar vi recomand măcar să-l folosiți în caz de aveți problema asta, să vă este foarte greu să dați rimelul jos de pe gene, uleiul de ricin vă va ajuta.
Sper că v-a plăcut clipul, sper că vi s-a părut interesant. Puteți să-mi lăsați comentarii sau mesaje pe Instagram să-mi spuneți dacă ați folosit uleiul de ricin. Eu zic că se merită măcar să-l încercați, pentru că este ieftin, este natural și, după cum v-am spus, mie mi s-a părut mult mai bun decât multe lucruri din comerț care le cumpărai și erau mult mai scumpe. Până data viitoare, vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem în următorul clip. Pa!